Capitolul 2 vorbește despre apostații, învățătorii apostați din biserică. Acesta este un cuvânt care trebuie să ne trezească, să fim atenți. Cine ne predică? Cine ne pune mâncarea în față? Dacă nu te otrăvește. Dacă nu te pune, dacă nu te duce la orice medic ca să-și bage bisturiu în tine. Dacă vine ăla și spune, măi, eu abia am ieșit de pe băncile școlii. Tare mi-aș băga bisturiu în cineva să facă experiență. Nu vrei să facă experiență pe tine? Da, cu mare drag. Taie, cum te taie pe tine cap? Nu. Te duce la unul care se pricepe, la unul care are experiență, la unul care e popular datorită faptului că se pricepe meseria pe care o face, nu? Asta e plângerea noastră în societate de o grămadă, în o grămadă de domenii. Că omul nu se pricepe la una și la alta și își bate joc de lucrurile tale. Când tu l-ai pus să-ți facă ceva de care ai nevoie, să-ți repare un lucru, nu să-ți strice, da? Petru la fel spune, trebuie să avem grijă să ne trezim privind la apostazia învățătorilor mincinoși, la cei care stau în fața noastră și ne dau sau pretind că ne dau cuvântul lui Dumnezeu.